Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Natalia Rotar și împreună cu echipa Impuls TV vom realiza o emisiune foarte interesantă. Este vorba despre implicarea tinerilor în soluționarea problemelor de nivel local. Dat fiind că și în Republica Moldova aceasta este o temă actuală, pentru că foarte mulți tineri care pleacă la universități revin acasă tot mai rar și respectiv implicarea tinerilor în soluționarea problemelor de nivel local se bucură de un interes tot mai mic. Despre această temă, dar și despre direcțiile în care ar trebui să ne focusăm ca să schimbăm starea de lucruri, vom discuta cu un grup de tineri. Am să rog pe aceștia să se prezinte ca să facem așa un schimb de emoții pozitive. Vă rog mult! Eu sunt Maria Strah, am absolvit liceul teoretic Ștefan cel Mare și Oldenești. În prezent studentă. Eu sunt Ursache Alexei, învăț la liceul teoretic Eugenie Mare, clasa 12, din localitatea de Eugenie Mare. Я Цвигун Ирина, ученица 10-й школы, активист Совета соуправления города. Кирилл Гаданель, я активист тоже Совета соуправления 3-й школы города Рубинск. Și asta este tot, avem pe doamna Chirica, coordonator la Centrul de Creație al Tinerilor din Râbnița. Prima întrebare a mea o să fie, ce ne puteți spune voi despre implicarea tinerilor în localitatea voastră și cum se manifestă această implicare? Activitățile sociale în țările europene este în floare, însă la noi acum prinde rădăcini. Tinerii din orașul Șoldănești au evoluat de la dezbateri cu privire la dreptul de participare până la activități concrete, pentru ca să dovedească celor adulți că ei sunt capabili de ceva, că le pasă de cele ce se întâmplă în jurul lor și pot să se manifeste. Astfel avem în urmă experiențe de scriere și implementarea proiectelor, mese rotunde, colectare de fonduri, cafenele publice, promovarea tinerilor talente și așa mai departe. Și la Cotiujeni ce se face? La Cotiujeni, ca în toate localitățile rurale, este mai puțină implicare a tinerilor. Aș greși poate că dacă aș spune că tinerii îmi doresc să fie implicați. Pentru că dintr-o așa o localitate mare se găsesc tineri care ar vrea să facă ceva, însă nu au unde, și nu au ce să facă. Bine, la noi există o casă de creație în care tineri ar putea să-și petreacă timpul liber, dar ar fi de dorit ceva mai deosebit, adică voluntariat, ceva de genul care ar ajuta la dezvoltarea comunității. La casă de creație fac acolo doar câteva activități și se referă la activități culturale mai mult, dar alte direcții nu sunt dezvoltate. Și la Râbnița, cum se manifestă implicarea tinerilor în soluționarea problemelor de nivel local? Ne spuneți? Da, este много активной молодежи, есть что хотят, что делать, но часто выходит проблема в том, что нет поддержки, иногда нет информации, мало информированность, поэтому не знают, куда можно пойти, где участвовать. Ну и много очень пассивности, не вовлекаются в какие-то мероприятия. Считаю, что это неинтересно и нет мотивации хорошей. În opinia voastră, care ar fi motivele principale pentru care tinerii se implică tot mai rar în activități de nivel local? Și cum am putea să schimbăm noi starea de lucruri? Eu consider că ei nu se prea implică pentru că stau mult pe net și din această cauză este dificil să își creeze relații față în față. Se integrează greu în grupuri și poate că se simt inferior și cred că vocea lor nu poate fi auzită. Consider că acestea dispar odată cu implicarea lor și inițiativa. Și atunci când vor realiza că nu se soluționează o problemă stând de margine și criticând pe cineva. Aș putea să spun că tinerii, după părerea mea, tinerii se implică, adică din ce în ce mai puțin, din cauza că poate nu sunt motivați în oarecare activități. Bine, o activitate de voluntariat poate e nu, adică nu este remunerată, dar oricum ea este motivată până la urmă cu ceva. Faci voluntariatul din plăcere sau faci un lucru care îți place și până la urmă obții o diplomă, poate pentru cineva e o simplă hârtie, dar pentru cineva e o motivație foarte mare. Sau o călătorie undeva sau o susținere la un moment dificil poate fi o motivare. De asta cred că ultimul timp nu prea se atrag atenția la motivarea tinerilor. Ei se implică, dar până la urmă nu sunt motivați de ajuns. De asta ei mai bine merg și
site-urile de socializare. Da, sunt de acord cu Alexei, pentru că oricare facilități îi stimulează pe tineri să facă, de exemplu, chiar și acele laude la lecție sau o notă mai bună și să specifice, pentru că a fost la activitățile alea și alea. Și la rândiță, deci, care sunt principalele probleme care îi opresc pe tineri să se manifeste? Мне хочется сказать, что в основном мы полагаемся на инициативные группы. У нас в центре детского и юношеского творчества собираются самые активные со всех школ. И, естественно, если мы решаем какой-то вопрос, ставим перед собой какую-то задачу, активисты расходятся обратно, то есть взаимообратная связь в школы, где проводят работу со своими активистами советов школ. Соответственно, советы школ расходятся по классам. Сказать, что все удается с первого раза, было бы неправда. Есть проблемы, но что хочется отметить, что ребята в школах больше, наверное, поддаются влиянию, и вера в то, что будет лучше, безусловно. И мне хочется отметить, что существуют такие акции, в которых дети принимают участие с огромным интересом и душевной болью. Это акции, мы посещали школу, где воспитываются и обучаются дети-инвалиды. Сейчас грядет акция республиканская «Рождество вместе». Дети собирают огромное количество подарков. Это и игрушки, и одежда, и книги, и карандаши. Очень серьезно подходят к этому. Что хочется еще отметить, что сейчас наш актив занят ребятами, которые болеют ВИЧ-СПИД. У нас проблема. Мы все-таки хотим, чтобы нам помогли и наше правительство, и администрация. И, безусловно, мы призываем к помощи церковь, то есть мобилизация церкви. У нас есть несколько конфессий, несколько церквей. И недавно состоялся круглый стол, куда мы пригласили представителей церквей. В общем, поставили перед собой задачу. И мне хочется верить, что ребята осилят эту ступень. И мы придем к поставленной перед собой задаче. Sunteți din localități diferite. Ce probleme, cu ce probleme vă confruntați în localitate pe care voi ați dori să le soluționați? Probleme sunt foarte multe, de asta poate că pentru moment stăm și ne gândim toți. Unele probleme pe care am menționat și mai sus, adică sunt că la sat puține organizații există. Ele, bine, ele se înființează, până la urmă ele se dispar, se evaporează. Din simplu motiv că ele nu au nișele susținere și nu au nișele resurse cu ce susțină. Dar cred că ar fi mai bine ca organizațiile mari din raioane, din capitală chiar, adică s-ar putea concentra pe unele localități rurale. Ar putea selecteze 2-3 sate pentru că organizate într-o localitate, într-un sat, bine, există tineri care vor să se implice, dar nu există într-așa măsură, adică încât organizația se poate să existe. Eu cred că adică o organizație din nivel raional, nivel adică republican, ar putea să se focuseze pe câteva localități și uite, de aici adună câțiva voluntari și fac între acestea 4 localități, organizația e concentrată pe 4 și face ceva. Cred că asta e o problemă că tinerii îi se implică, cum a fost la noi, adică un moment care, nu știu, am început să un grup de tineri să ne implicăm și la un moment dat organizația s-a distrus. Coordonatorul de acum n-a mai fost, a apărut acolo careva probleme, adică mai mult desori apar acele probleme cu resurse. Dacă ar fi careva resurse, adică ar exista organizația. Eu altceva vreau să aflu de la voi, adică în localitatea voastră, voi locuiți în localitatea dată, știți problemele cu care vă confruntați. Iată, care în opinia voastră sunt cele mai principale și cum ați putea voi să le soluționați? Problemele localității în care ar putea să se includă tinerii activi și respectiv să... Adică tinerii ce ar putea anumit să soluționeze ei, dar da. Cu... Nu știu, spre exemplu, la noi nu există un teren de fotbal. Tinerii ar putea ușor. Dacă ar avea o susținere, e ușor, adică ar merge, ar ieși și ar face. Cei iubitori de fotbal cred că
nu ar da un pas înapoi, ci șapte înainte ar merge ca să facă acel teren de sport. Sau cu ecologia, care este la un moment pe glob este o problemă. Bine, la noi în localitate acum se fac tomberoane, se amenajează, dar dacă ar fi și implicarea tinerilor în acest problem, ar fi adică ceva mai bine, rezultate mai bune. Altele ar fi în domeniul cultural. Puține activități se organizează culturare și tinerii ar putea să facă. Sunt talente, ele trebuie dezvoltate, ele trebuie susținute. Ca să... Astea sunt problemele și adică sunt soluții. Eu cred că o soluție este ca un coordonator, ca să fie o inițiativă din partea unui mator. Pentru că tinerii, bine, au 18 ani, 17, 19, 20, sunt desinsătători, dar oricum necesită de o susținere, de o experiență a unui om care poate să-i conducă pe o cale dreaptă. Pentru că și cel de 20 de ani, dacă are o experiență, nu are ca cel de 30 ceva sau 40. Cineva cum Max, spre exemplu, dumneavoastră, e adică o inițiativă, e coordonator, e director, duce așa, ar trebui și în fiecare localitate să fie un coordonator cu tinerii care să lucreze. La Șoltănești, ce probleme aveți? Cred că problemele tinerilor sunt la fel în toate localitățile. Nu avem nici noi un centru de tineret. Cred că ar trebui să se dezvolte și familiarizeze conceptul de incluziune a tinerilor cu deficiențe, pentru că este o temă foarte actuală. Aici nu prea am observat activități în care ar lucra cot la cot toți copiii împreună și este foarte important pentru că între ei să se dezvolte aceste legături de colaborare și poate chiar și o prietenie durabilă, să se ajute reciproc, să comunice. La fel, seminare de instruire ce țin de sănătate, de sănătatea sexuală, chiar și de un regim, un mod sănătos de viață, cât mai des, activități practice, ceva flash mob-uri, nu știu, cât mai des, pentru că în ultima vreme nu prea observăm aceste manifestări. Și cum crezi tu? Și de ce vă oprește pe voi tinerii să organizați și flash mob-uri și alte chestii din astea ca să mobilizați tinerii să participe activ în societate? Consider pentru că nu există... Nu sunt tinerii cu inițiativă care ar putea să ia mâinile lor și să-i organizeze pe toți. Poate că... Nu știu. Problema poate că vine încă de la sistemul sovietic. Tinerii atunci nu prea aveau valoare și nu prea erau atât de implicați. Adică erau implicați, dar cineva îi coordona, dictatură, făcea cum doreau, da? Dar foarte mult timp ar trebui să celor care au inițiativă ca să toată situația asta să o astupe. E o rană care, nu știu, ea se transmite din generație în generație și de asta tinerii nu au, poate, dorință de implicare. Și cei care au, ar trebui să o împrăște, adică să o distribuie și celor care nu au, să-i motiveze și pe ei. Și cred că dacă toți stau mult pe net, poate să elaboreze un forum al tinerilor unde așa pune toți părerile, să abordeze temele de discuții și problemele care îi afectează pe ei. Astfel s-ar exprima mai ușor în lumea lor virtuală și poate că atunci ar influența acest lucru în masă și ar ieși cu toții să acționeze. Și la Râmnița, ce probleme aveți voi locale în care ar trebui să se implice tinerii? Что я хочу сказать? Наверное, Рыбница, как и в других городах, ничем отличается. Есть свои проблемы, свои нюансы. Но мне хочется отметить, что мы все-таки работаем в плотной упряжке с администрацией города и района и депутатским корпусом. Если возникают какие-то вопросы и трудности, мы обращаемся за помощью и нам помогают. Но опять же, я не могу сказать, что все идеально. Время... доступная информация, может быть, где-то излишне доступная информация и не совсем объективная, безусловно, сказывается и на наших детях.
где-то заблуждаются. Мы помогаем им встать на путь истины. А ведь careva istorie, experiențe, istorie de succes pe care vreți să le împărtășiți atât nouă, dar și telespectatorilor noștri tineri? Значит, наверное, я расскажу, что вот буквально в течение месяца назад, может, чуть больше, у нас открылся небольшой тренинговый центр «Детский штурм», который активисты уже нашей группы, которые уже не первый год работают, преподают, как заработать в интернете, потому что большая проблема, что у молодежи нет денег, нет личных средств, каких-то даже карманных денег, и чтобы, так сказать, не сидеть на шее у родителей, ищут какие-то способы. И вот инициативная группа, мы преподаем, рассказываем, как это сделать, все способы, как, где не оступиться, рассказываем. И уже вот за месяц уже есть пока небольшие успехи, но все же есть. И мы смотрим, с каждым уроком все больше и больше людей приходит, и им это интересно. И уже хорошо, что дети не заняты чем-то, что у них есть какие-то цели, и мы вовлекаем во что-то новое, им интересно. И это даже самим уже приятно, что вкладываешь во что-то. Știu că și la Șoldănești avem parte de careva experiențe. Da. Consiliul local al tinerilor, care acum trebuie să fie ales un alt mandat, al treilea. Anul trecut am, în parteneriat cu compania Molcel și primăria orașului Șoldănești, Asociația Părinților, am contribuit la dotarea grupei media Grădiniții Andrieși cu mobilier. Astfel am realizat că cu ajutorul actorilor locali, dar și cu propriile forțe, am reușit să soluționăm o problemă împreună, adică dotarea, lipsa mobilierului corespunzător vârstei în grădiniță. La fel, de 1 decembrie, Ziua Internațională a Combaterii Virusului HIV-SIDA, am organizat două flashmob-uri. Primul a fost în liceu, unde am prins dimineața panglicile simbolice în piepturile tinerilor și profesorilor, iar al doilea a fost când voluntarii, elevii care au dorit și împreună consilierii noștri, am mers la și am dat analiza care va depista dacă suntem HIV pozitivi sau negativi. La fel avem experiențe în colectare de fonduri, în timpul decadei de Ziua Copiilor. Am organizat jocuri pentru copii și banii colectați i-am oferit ca o mică susținere pentru câțiva copii cu deficiențe, cu dizabilități. Am organizat training-uri și seminarii de instruire cu tematică foarte actuală, politica gender, violența în familie, traficul de ființe umane, pentru că consider că noi tinerii la fel putem lua o atitudine și să ajutăm la soluționarea acestei probleme, pentru că suntem și noi într-o societate, avem colegi, avem vecini pe care putem sfătui cum să acționeze cum în astfel de situații. O istorie de succes care o consideră pentru mine și care aș putea să o recomand altor tineri este experiența de voluntariat. De asta poate și am vorbit mai sus de voluntariat, am început să accentuez la începutul emisiunii. Prin anul 2011, în lunile de vară, vacanță, navigând pe net, am dat de un anunț în care se recrutau voluntari la o organizație din Chișinău, organizație de caritate. La bun început, zic bine, activ, încerc să aplic, nu știu, asta reușesc, nu? Bine, am pus efort ca să aplic, ca să reușesc. După câteva luni, două, trei luni, practic, fără ca să mă aștept, mă telefonează și îmi zice că, uite, tu ai aplicat ca voluntar. Eu, practic, de acum nici nu mai țin aminte că am aplicat, dacă a trecut atâta timp. Deci, uite, tu ești acceptat și te invităm la primul seminar de voluntariat. Am mers la primul seminar, după care am mers la multe alte activități de caritate și eu sunt foarte mulțumit de asta. Organizația organizează cea mai populară activitate care este pentru organizație, este ajutul clopoțelul să sunim pentru fiecare copil. Organizația își propune de fiecare dată ca atunci când ajută un grup de copii,
dacă, spre exemplu, dacă se concentrează pe un grup, îl ajută pe acel grup anume, ca în continuare acel grup să vadă și partea frumoasă a vieții. Adică sunt copii în care poate trăiesc mai puțin rău ca noi, sau părinții servesc alcool, ceva de genul ăsta, organizația încearcă să-i ajute și să le arate partea frumoasă, ca ei mai apoi să înțeleagă că, uite, sunt lucruri bune și sunt lucruri rele. Și de asta, de fiecare dată, ei, dacă au început de la 10 copii, ei au sunut pe 10, după care au văzut cum au resurse, au mai adunat 10 la ei și 10, de fiecare dată ei încearcă să mărească grupul de beneficiari și asta mie îmi place. De asta și continui să fac voluntariat la ei. Și chiar sunt foarte mulțumit și nici idei nu am cum să le mulțumesc, pentru că la fiecare activitate de caritate sunt imitat, cheltuielile ca normal cum sunt la unui voluntar sunt achitate, adică sunt foarte mulțumit de ceea ce fac și ar putea să sfătui pe oricine. Pentru că sunt organizații, mai sunt organizații care recrutează voluntari. Este și mass media, și jurnalistic, și toate. Adică tinerea este ce să implici, dacă ar dori, cred eu. Dacă ați avea posibilitatea acum să organizați un eveniment, de la ce ați porni? La cine ați apela? Cred că ca să organizezi un eveniment în localitate, în comunitate, întâi și întâi trebuie să negociezi cu autoritățile. Trebuie cineva din autorități ca să ai o susținere din ei. Bine, dacă te înțelegi, asta e una, dar trebuie să ajungi la un numitor cu o persoană în care ea ar putea să-ți dedici mai mult timp liber. Pentru că sunt unele chestii care noi nu le știm, adică unele legalități. Și ar fi bine ca cineva din autorități să fie susție, știind toate legile și toate regulamentele. Și după asta formăm grupul inițiativă, grupul țintă, scopurile comune și un plan de activități. Și începem activitatea. Da. Apropo, spuneați despre implicarea autorităților publice locale. Cât de importantă este, în opinia voastră, iată această comunicare între tineri și alți factori de decizie? E foarte important. Pentru că fără de autorități nu faci nimic. Pentru un grup de tineri să dorească să facă ceva, este dificil până și el nu coordonează cu autoritățile. Să fac din capul lor 10 tineri, nu știu ce, chiar dacă ar fi un lucru bun, oricum o parte din autorități ar fi, nu știu, cred eu că s-ar uita straniu la ei. Pentru că am observat lucrul ăsta că autoritățile cel mai deseori, chiar dacă fac lucruri bune tinerile, ei doresc ca să fie anunțați, să știe de lucrul ăsta. Da, poate asta cred că e bine. Și asta e foarte important, ca un grup de tineri să factorii de decizii să comunice. Fără de ei nu se face nimic. Și voi ce părere aveți? Cât de importantă este comunicarea între factorii de decizie și tinerii pentru a se implica mai activ? Ну, у нас по-разному. Там каждая молодёжь выбирает себе путь, по которому идти. То есть там работа, учеба, и ну, вот как у нас в этой в нашем тренинговом центре, да, молодежь все вовлекается, и ей нравится это. И так понятно будет, что каждый из них это как кусок хлеба в будущем у них будет там понятие, что это, как это делать. Dacă îmi permiteți, este o legătură foarte strânsă între activitățile noastre și ajutorul autorităților locale. Pentru că, chiar să dăm un exemplu, un simplu open air să-l facem, trebuie să scriem demers, să știe poliția, să pună lumină și pentru o colaborare foarte strânsă. Adică noi nu putem să facem din capul nostru așa, trebuie să anunțăm pe cineva și să ne susțină sau să ne ofere, da. Nu e ceva bine, cred că, ca da, să faci ceva din capul tău. Ai ieșit și faci ceva mai dubios, pare, chiar dacă e un lucru bun. Voi credeți că trebuie neapărat să aveți acel spirit de a fi cetățean al Republicii Moldova, al unei țări, pentru a vă implica activ în diverse activități și a soluționa probleme care... Cu siguranță
ca să le soluționeze doar 2 kilomii, e de ajuns ca să nu fie cetățean. E de ajuns ca să fie un simplu locuitor. Dar ca să fie soluționate problemele bine, cu inimă, trebuie să fie cetățean. Pentru că atunci când ești cetățean în țări, cu altă dăruire de inimă faci unele lucruri și alte reușite ai. Atunci când faci cu inimă, îți primești, ies tot din inimă toate lucrurile, toate frumos ies. Dar atunci când, nu știu, da, se poate de zis că un simplu, nu știu, vizitator poate să facă, da, putem să luăm exemplu voluntari de la, care vin din America, da? Sau din alte țări, în Republica Moldova. Ei fac lucruri bune aici, nefiind cetățeni în Republica Moldova. Dar eu cred că dacă ei ar mai fi și cetățeni în Republica Moldova, încă și mai multe rezultate ar fi. Asta e că fiecare așa e om, cred eu. Atunci când este legat de o persoană, de patrie, de țară, nu contează, îți fac lucruri mai bune. Cred că toți voluntarii au acest spirit în ei pentru că ei nu așteaptă să fie, să le se ofere ceva în schimb. Ei fac asta pentru societate. Își oferă talentele lor, energia, în folosul cuiva. Acest lucru nu este plătit sau cumva niște facilități foarte simple, dacă chiar au. Și cred că trebuie să fii și să-ți iubești localitatea și semenii tăi pentru ca să te implici. Da, este adevărat. Cred eu. Și în final, ce sfaturi aveți voi pentru elevii de pe băncile școlii pentru a se implica mai activ la nivel local în soluționarea problemelor care îi frământă? Sfatul care l-am primit eu la desul training-uri, desul seminare, aș putea să spun că este aplicați oriunde și orice vedeți. Orice anunț, citiți-l și aplicați. Nu știu. Pentru ce sunteți elegibili, trebuie de aplicat. Nu contează. E în Șoldănești, în localitatea în care ești, în capitală, nu contează. Aplică. Atunci când primești rezultat, atunci pe mai multe bucuri. Adică eu, pe simpla mea experiență, am primit acest lucru și de asta îl recomand. Aplicați și citiți orice informație, orice anunț de pe internet. Adică nu pierdeți timp. Bine, și eu pierd timpul pe rețelele de socializare în alte, dar anunțurile, dacă nu citesc anunțurile, eu pierd foarte mult. Dar atunci când citesc anunțurile, eu văd foarte multe și desori aplic și merg și la seminare și la emisiunea dată am ajuns tot așa aplicând pe internet la orice anunț care o găsesc. Asta e. Eu consider că trebuie să fim activi tinerii pentru că, în primul rând, ne dezvoltăm. Vedem multe lucruri, căpătăm multe experiențe. Și dacă vrem o societate, exemplu, vrem o societate ideală, trebuie să contribuim la formarea ei. Schimbarea începe de la tine. Da. Schimbarea începe de la noi. Doamna Chirica și dumneavoastră, ce sfaturi aveți pentru elevii de pe băncile școlii? Вы знаете, я тоже своим деткам, с которыми занимаюсь, всегда говорю, всегда начинайте с себя. И если мы идем на акцию к ветеранам Великой Отечественной войны, они все это делают с открытым сердцем, с чистой душой. Если мы идем копать огород, то это тоже с чистым сознанием, что это отсюда идет. Не потому что дали команду или попросили, а ребята, которые занимаются этим, они осознают. И я думаю, что дети, которые занимаются в нашем центре и подключают других ребят к нашему движению, к той же школе лидера, к тому же недетскому штурму, в будущем они нас не подведут. Это все равно наше будущее. Что мы заложили им сегодня, то они дадут нам завтра. Чего? Чем сфатры овец пентру елев, пентру колледжи воштры? Ну, я бы хотела сказать, что молодежь – будущее за вами, и то, что ты есть, это то, что, ну, ты то, что ты есть. И пытайся продвигаться дальше. То есть не стой на месте. Да, надо думать за себя, не слушать других, иногда пересилить себя. Если что-то не получается, все равно бери, все равно делай, рассказывай всем, вовлекай. Расскажи, что это интересно, веди с собой. Вначале можно кого-то силком брать, и это собственный опыт приводит, что, о, интересно. И стараться делать как можно больше
добра и участвовать везде, где только можно, это возможно. Я vă mulțumesc pentru participare și discuție interactivă. Noi credem că acești tineri și doamna Chirică sunt un exemplu de urmat pentru generația tânără. Și nu uitați, așa cum s-a mai spus în emisiunea noastră, schimbarea începe de la tine. Toate cele bune!